Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Mă bucur foarte tare să fim împreună peste 700 de oameni ai școlii. Sunt Gabriela Bărbulescu, să zicem gazda dumneavoastră de astăzi și sunt aici în calitate de profesor alături de alți 5 colegi pe care o să-i prezint atunci când o să intervină. Ne întâlnim astăzi, iată, în vacanță, pentru că nu-i așa, suntem profesori, învățăm tot timpul, ca să povestim un pic despre adusul firescului în școală și legarea firescului de ceea ce facem la școală, știind fiind că vorbim foarte des de cum uneori se creează o ruptură între ceea ce învățăm la școală și ce se întâmplă în viața reală. Și ceea ce facem astăzi este o pledoarie ca să fim cumva mai prezenți în pe acest drum al legăturii dintre școală și ceea ce se întâmplă. Și să știți că tot ce am să vă povestesc astăzi vor fi lucruri știute, poate că doar în altă formă, nu vom inventa nimic nou, ci doar voi puncta împreună cu colegii mei, vom puncta câteva aspecte cărora poate uneori nu le dăm importanța cuvenită. Probabil că în titlu v-a atras atenția sintagma dezvoltarea abilităților de viață și cred că avem nevoie să investim în acest domeniu. Ce încercăm să facem astăzi este să deschidem o cutie din care să iasă strategii, să iasă poate abordări și perspective diferite, prin care să demonstrăm că dezvoltarea abilităților de viață nu ar trebui să fie un subiect de programă, nu ar trebui să fie ceva pe care anumiți profesori un conținut pe care anumiți profesori să-l dea, ci că pur și simplu, prin ceea ce facem în activitatea noastră de zi de zi, avem la îndemână tot ce ne trebuie pentru dezvoltarea acestor abilități. Nu vreau să mă credeți pe cuvânt, dar înainte de a vă povesti un pic despre abilități de viață, doar ca să creăm cadrul de discuție, aș vrea să proiectez un pretext. Sunt sigură că învățătorul din noi va vrea să scoată pixul roșu și să corecteze. O să vă invit să nu faceți asta și să acceptați că este scris de un copil care face și greșeli. Și am să vă citesc doar pentru că nu știu pe ce dispozitiv sunteți și nu știu dacă vedeți. Și copilul acesta, nu contează cine, nu contează de unde, spune așa: dragă domnule profesor, imaginați-vă că mâine voi fi medicul, contabilul, pilotul, mecanicul de care veți avea nevoie. Vreau să fiu cât mai bun. Pentru aceasta, încurajați-mă să mă exprim oricât de timid sau de stângaci aș face-o. Aș vrea să aflați mai degrabă ce știu, nu ceea ce nu știu. Învățați-mă să mă cunosc pentru a putea să mă înțeleg pe mine, pe celălalt și lumea în care trăiesc. Aș vrea să deveniți profesorul meu preferat. Spuneți-mi că sunt valoros. Creați că o competiție doar între mine, cel de ieri, și eu, cel de azi. Astfel, voi învăța să am încredere în mine și să nu mă tem de ceilalți. Iar dacă într-o bună zi voi câștiga premiul Nobel, aș vrea să știți că se datorează și priceperii dumneavoastră. Fiindcă prima, permanenta și cea mai importantă lecție sunteți chiar dumneavoastră. Cu dragoste și prețuire, elevul dumneavoastră. Să mă iertați că mi-a fugit rândul, emoțiile, chiar dacă am citit-o de foarte multe ori, au intervenit. Întâlnirea noastră de astăzi este despre disciplinele școlare, dar este despre ce este în spatele disciplinei, ce aducem noi, oamenii, atunci când transmitem, atunci când oferim,
atunci când dăm feedback, atunci când explicăm, atunci când ce știm noi foarte bine să facem în predare, învățare, evaluare. Practic, abilitățile de viață se leagă foarte, dezvoltarea abilităților de viață se leagă de această mică scrisoare a elevului, pentru că în teorie definiția abilităților de viață este așa. Înainte să vă spun definiția și nu vă spun ca să o țineți minte, ci doar să punctăm câteva aspecte, vă spun că puteți interacționa cu noi prin intermediul chatului sau prin intermediul rubricii Q&A, întrebări și răspunsuri, questions and answers. Eu o să fiu tot timpul atentă și o să citesc întrebările și o să le adresez colegilor și o să încercăm să oferim răspunsuri. Așadar, revenind, abilitățile de viață, de ce vorbim despre ele și de ce ar trebui să fim preocupați de ele? Pentru că ne ajută să avem o viață echilibrată. Și vedeți că nu spune neapărat o viață bună, pentru că bună este o caracteristică pe care fiecare o definim diferit, dar echilibrul ar fi ceva ce căutăm cu toții și încercăm să găsim în primul rând pentru noi și apoi pentru cei de care suntem responsabili în creșterea lor și în devenirea lor, de copiii noștri personal, de elevii noștri. Și mai am nevoie de abilități de viață ca să dezvolt și să mențin relații, ca să-mi realizez scopurile. Dar ca să mi le realizez înseamnă că tu, adult, m-ai învățat să formulez scopuri. Înseamnă că m-ai învățat cum se formulează scopurile, ce înseamnă să ai niște scopuri realiste, ce înseamnă lupta, munca, cum vreți să-i spuneți din spatele scopului. Și desigur am nevoie de abilități de viață pentru a face față diferitelor dificultăți. Și aici, din nou, cuvântul dificultăți este înțeles diferit de fiecare dintre noi, pentru că realitățile noastre sunt diferite. Așadar, abilitățile de viață nu sunt un conținut pe care să-l punem neapărat într-o programă, nu sunt ceva ce ar trebui să înveți când termin școala, ci pur și simplu sunt parte din creșterea, din devenirea ta. Și iar noi, profesorii, care suntem model pentru elevii noștri, printre alte multe roluri pe care le avem, suntem datori să fim atenți la aceste aspecte. În 2003, Organizația Mondială a Sănătății, o organizație, nu-i așa, care de un an și ceva e pe buzele noastre foarte des, știm mult mai mult despre ea decât poate altă dată, formula aceste abilități de viață și dacă o să le priviți cu atenție, o să spuneți, stai puțin, că noi ne ocupăm de toate lucrurile astea. Și așa este. Ne ocupăm poate mai mult sau mai puțin. Dar ar fi să fie acum o reflecție și o întoarcere a noastră către noi. Și aș zice așa, gândire critică. De mult timp am învățat despre strategii, despre tehnici, metode și procedee de dezvoltare a gândirii critice. Și poate mi se pare că e inclus în ceea ce facem. Cu toate acestea, poate că atunci când suntem sinceri și onești cu noi, ne gândim de ce oare tinerii noștri sunt atât de ușor de manipulați? De ce cei care sunt părinți acum și au fost elevii noștri sunt atât de ușor de manipulat? Cum trec ei prin filtrul lor de gândire critică ceea ce primesc, ceea ce văd în jur, ceea ce aud? O să spuneți despre empatie. Învățăm să ne punem în papucii altuia. Învățăm, dar trebuie să și credem în ea. Nu e doar să te învăți ce înseamnă empatia, ci să-ți arăt modelul empatic și să-ți arăt că și eu, profesorul, pot și ar trebui foarte des să intru în papucii tăi de elev sau să intru în papucii tăi de profesor. Sau luarea deciziilor. Luarea deciziilor e din episodul pesimist al filmului, pentru că în foarte puține locuri apare explicit
Unde ați învățat? V-aș întreba, retoric, e doar pentru fiecare cu el. Unde ați învățat să luați decizii? V-a spus cineva când ați luat o decizie că fiecare decizie înseamnă un câștig și o pierdere? Că a alege ceva înseamnă să renunți la altceva? Și dacă ai ales greșit, uneori alegem greșit, da? Uneori o luăm pe drumul nepotrivit. Și dacă ai ales greșit, nu e o nenorocire, ci pur și simplu te așezi și te gândești cum aș fi putut să fac diferit, ce ar trebui să fac data viitoare, fără să găsesc vin. Dacă nu-mi zicea mama, nu mă făceam profesoar. La mine nu e așa. Poate că nici la dumneavoastră, sper că nu, ați luat decizia pentru că v-ați dorit și pentru că ați simțit, dar sunt subiecte pe care ar trebui să le facem cu elevii noștri în firescul lucrurilor. Responsabilitate socială. Nu trebuie să facem doar la civică sau la alte materii care au educație socială sau așa mai departe. Responsabilitate civică este inclusiv atitudinea mea față de colegul meu, față de banca din clasă, față de orice este al nostru și, de fapt, cu tristețe spun asta, de cele mai multe ori este al nimănui. Nu mai vorbesc de emoții, cum să-l învăț pe copil să-și recunoască și să-și gestioneze emoțiile dacă eu nu știu să fac asta, dacă eu nu-mi dau voie să fiu uneori furios și știu că emoția e, că furia e o emoție firească și nu e o problemă că uneori sunt furios, ci doar că ar putea fi un comportament nepotrivit atunci când sunt furios. Stima de sine. O învăț din fiecare minut de viață, prin mesajele pe care le primesc, prin atitudinea față de mine, prin felul în care sunt valorizat, prin felul în care sunt apreciat sau simt că aparțin, de exemplu, unui grup. Și că nu sunt exclus pentru că sunt mai înalt, mai gras, mai cu ochelari, mai sărac, mai fără haine de firmă sau mai nu știu cum. Puteți să puneți aici orice. Vedeți? Toate lucrurile astea care ni se par la îndemână, le facem pe toate. Ce e în regulă? De ce ne-ați mai chemat astăzi aici? Despre ce mai vorbim? Ar fi subiecte de reflectat și de abordat cu sinceritate. Rezolvare de probleme? Problema nu e doar la matematică. O situație de viață e o problemă. Rezolvarea de probleme în această direcție ar trebui să se ducă. Există și o altă clasificare. Sunt clasificate abilități emoționale, cognitive și comportamentale. Foarte mult despre emoții, pentru că emoțiile mă învață să fiu o persoană adaptată, mă învață să fiu o persoană funcțională, chiar și în situații în care nu mi-e foarte bine, mă învață să spun, uite, acum eu sufăr, sunt trist, nu mi-e bine, mi-e frică și toate celelalte, care în cultura noastră românească nu sunt chiar la îndemână, nu mai zic de rușine. Rușinea, singura emoție învățată. Nu ne naștem cu rușinea, spre deosebire de toate celelalte emoții. Rușinea o învățăm de la familie și de la cei din jur. Nu toți învățăm rușinea la fel, fiecare învață ce este rușinos în funcție de ce este acasă la el rușinos sau în grupul lui. De aceea când îi spui unui copil, unui elev nu-ți este rușine, s-ar putea să nu înțeleagă ce îi spui. V-aș duce un pic atenția asupra abilităților comportamentale. Deprinderi necesare în vederea aplicării intențiilor mele. Asta înseamnă că știu să-mi organizez intențiile, să le formulez, să-mi organizez timpul, spațiul și multe altele. Și ca să vă conving că lucrurile nu sunt deloc noi și că ne sunt la îndemână, dar că ar fi să fim un pic mai atenți la direcțiile în care am putea noi ca model și noi în activitățile și în disciplinele pe care le predăm, pentru că în toate disciplinele găsim conexiuni, indiferent cum se cheamă, o să vă spun că toate abilitățile de viață se bazează pe această piramidă despre care am învățat la școală. Poate că unii consideră că piramida lui Maslow este depășită, au apărut tot felul de piramide noi și totuși toate au ca bază această piramidă.
pe care psihologul a formulat-o cu mult timp în urmă, dar ce să vezi, ele sunt la fel de actuale. Și dacă vă întrebați de ce aducem în discuție piramida lui Maslow astăzi, o aducem în discuție pentru că toate abilitățile de viață se adresează nevoilor. O abilitate de viață înseamnă o nevoie îndeplinită. Știu să-mi îndeplinesc o nevoie, de exemplu să cer ajutorul, dacă cineva m-a învățat să fac asta, adică mi-a format o abilitate. Și m-a învățat că nu e rușinos să cer ajutorul și mi-a zis că dacă mă duc la școală și cer ajutor, nu o să fiu prostul clasei, nu. La noi am auzit că se întâmplă asta, dar am mai auzit din experiențele altora. Și mi-a zis să nu mă așez în fund pe drum și să plâng, ci să încerc să găsesc o soluție când rătăcesc drumul și așa mai departe. Și dacă ne uităm la corelație, o să vedeți că anumite abilități sunt corelate cu nevoile și ar fi foarte important să știm cum corelează ele. Pentru că pe măsură ce crește vârsta copilului, nu o să vorbim despre autorealizare din prima, dar pe fiecare bucățică din piramidă suntem datori să investim cu copiii noștri. Și comunicare, și lucru în echipă, și puterea lui împreună, a lucra împreună. Nu am cum să vin de acasă cu ea învățată, că foarte puțin lucrez cu membrii familiei mele. Vin aici și am nevoie ca tu să mă înveți să lucrez împreună cu colegii mei. Mai întâi cu un coleg, apoi cu doi colegi și așa mai departe. Așadar, abilitățile de viață sunt nescrise în toate programele școlare. Sunt parte din activitatea noastră. Facem lucruri. Indiferent ce ați văzut aici, cu siguranță ați zis în gând, eu fac lucrul ăsta. Eu mă ocup de coeziunea grupului. Eu îi învăț să coopereze, nu fac doar competiție. Uneori fac competiție. E bine, trebuie să știm și asta. Dar de cele mai multe ori îi învăț să lucreze împreună. Îi învăț să se ajute. Îi învăț să fie resurse unii pentru alții. Le arăt că îi văd pe toți, indiferent dacă sunt bun la matematică, la fotbal, la pictură sau la îngrijit plantele. Nu ne ajută foarte mult cultura românească a școlii. Noi ce-ți facem diferență? Și asta încercăm să facem noi astăzi în această întâlnire. Și de ce alegem să facem diferența? Pentru că suntem conștienți că avem de lăsat o moștenire. Și atunci ar fi să ne gândim la ce am primit. Și nu suntem toți mulțumiți cu ce am primit și în regulă să fie așa. Dar dacă nu suntem mulțumiți, haideți să vedem ce putem să schimbăm și ce lăsăm moștenire copiilor noștri și nu vorbesc aici de moștenire materială. Ce amintiri lăsăm? Ce abilități lăsăm? Ce fel de om lăsăm în urma noastră? Care a trecut prin mâinile noastre? La a cărui creștere la al cărui destin am contribuit, sunt întrebări, poate că vi se par grele pentru vacanță, dar sunt întrebări importante, mai ales după un an în care ne-a fost greu, în care ne-am străduit, am căutat, am validat, ne-a ieșit sau nu i-a ieșit, dar până la urmă am găsit instrumente potrivite pentru fiecare dintre noi și pentru că suntem oameni care permanent căutăm și vrem să facem lucruri bine, ar fi să fim atenți și la acest aspect. Pentru că am vorbit de moștenire și pentru că în titlu este și despre discipline școlare, o să-i dau legătura domnului profesor Aurel Soare, profesor de istorie. Dumnealui ne aduce un aer mai răcoros, așa, de breaza. Sperăm că acolo să nu fie rămână caniculă ca la noi. Bine ați venit, domn profesor, vă ascultăm. Este.
Sărbătoarea doamnelor și bună ziua domnilor, profesori! Este o mare bucurie pentru mine că astăzi mi s-a oferit acest prilej să împărtășim din experiența autorilor de manual la istorie, dumneavoastră, celor care, după ce văd pe chat, sunteți din toată România, din toate provinciile istorice, am văzut de la Călineștiul Maramureșului, la Vicovul, da, Bucovinei, la Iași, Dobrogea, Oltenia și Muntenia. Misiunea mea este destul de ușoară în condițiile în care există acest manual de istorie de o factură, zic eu, modernă, care în fața dumneavoastră se prezintă în modul cel mai eficient. Aveam și eu câteva lucruri despre abilități de viață, dar colega de dinainte, doamna Gabi Bărbulescu, v-a prezentat expert, așa că eu nu vă rog decât să evidențiați câteva din cele pe care noi le-am cuprins în manualul de istorie, la nivelul abilităților personale, cognitive și interpersonale, cu exact ceea ce a prezentat colega. Iată manualul, coperta manualului. Este o onoare pentru mine să prezint colegele mele, autoare de manual, Mariana Gheorghe, inspectorul școlar al județului Prahova, și Irina Ema Săvuță, profesor cu gradul I de la Colegiul Național Alexandru Iancuza din Ploiești, iar subsemnatul de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir. Ceea ce prezintă pe partea dreaptă, istoria, cum o cunoașteți cu toți, este o poveste și o călătorie. O călătorie către identitate, către conviețuire, către apartenență, către comunitate, către moștenirea pe care avem, pentru care avem o mare responsabilitate, pentru respect, multiperspectivitate, pentru ceea ce reprezintă mișcarea fiecărui tânăr, aplecarea fiecărui tânăr către trecutul, către trecutul apropiat lui, familia lui, către trecutul apropiat al comunității mici din care face parte, dar și către călătoria asupra întregului spațiu al neamului românesc, observându-se alături de ceilalți în acest spațiu. Oricum, România este o Europa în miniatură. Avem 20 de minorități naționale, așa că suntem împreună. Într-această lume cu provocări reale, dar și virtuale în ultimii ani și jumătate, cu o complexitate maximă a activităților, insistăm foarte mult în manual pe dezvoltarea capacităților de elevului pentru autonomie personală, pentru dezvoltarea gândirii critice. Manualul, iată, aveți aici un fel de cuprins, este întocmai ca programa școlară, pe 3 unități este redactat, urmărind în amănunt concretizarea programei școlare într-o formă care vizează prezentarea cunoștințelor și a capacităților la nivel sistemic, la nivelul, bineînțeles, celor de clasa a patra, prin diferite unități de învățare, le și observați, toate sunt operaționalizate, în special din perspectiva elevului, adică și pe capitole, pe subcapitole și pe grupuri de lecții. Referitor la abilitățile cognitive, veți descoperi în manual, iată, toate aceste lucruri, cred că esențiale, de la a interpreta un grafic, de la a vedea o activitate plăcută și instruire de petrecerea timpului liber, de a vedea asemănări și deosebiri existente în fiecare eveniment istoric existent. Toate aceste lucruri sunt din manual, da? De a vedea cum facem o interpretare, o lectură a textului cu creionul în mână, pașii care sunt necesari pentru acest lucru. Bine, toate acestea se fac numai împreună cu dumneavoastră. De la interpretarea unei fotografii istorice, unei surse istorice fotografice, cu pașii respectivi.
Dacă este la abilitățile cognitive și până să intru aici, vreau să vă exprim un gând pe care, eu știu, îl am încă din anul 2000. Cred că în școala românească scopul principal ar trebui să fie ca elevul să se simtă bine, elevul să se simtă fericit în cadrul orei. El trebuie, prin ajutorul dumneavoastră, și sunt convins că dumneavoastră, dascălii elevilor din învățământul primar, creați o stare de bine. Nici n-aveți cum, sunt niște suflete deosebite de pătrunse, de tinere. Și atunci starea aceasta de bine pe care oră de oră o creați, s-ar putea la această stare să contribuie și istoria. Și manualul este deosebit de atractiv. După câte observați, creează elementele unei educații moderne, de actualitate, fiind și inovator prin multe prezentări, dar și prin manualul virtual pe care o să-l aveți la dispoziție. Textele narrative, ca și cele explicative, sunt elaborări personale ale autorilor și reprezintă forma prin care aceștia, cei trei, înțeleg să organizeze și să prezinte conținutul obligatoriu dat de programa școlară în forma cea mai atractivă posibilă, cea mai modernă posibilă, cu argumentarea necesității și utilității studiului, utilizând, iată, la abilitățile cognitive, strategiile cele mai motivaționale și de creștere a interactivității. Prezintă, iată, într-un text scurt, lucrurile noi pe care le oferă școala de astăzi. Și aveți școala din trecut și școala prezentă. Descrie cele două imagini, compare și așa mai departe. Le vedeți dumneavoastră în detaliu. Cum vedeți, iată, o formă poate ciudată pentru unii de a prezenta harta Greciei antice pentru tinerii, nu? Pentru tinerii din clasa a patra. Am considerat noi că aceste elemente sunt mult mai atractive decât a prezenta, ca toate poate celelalte atlase și manuale, harta Greciei antice. Au timp și pentru a aprofunda, nu? Viziunea geografică a Greciei antice. Sau a tuturor celorlalte țări, în maniera aceasta le-am prezentat. Tot la abilității cognitive, am prezentat câteva metode deosebite. Aici v-am dat cea a cadranelor. Dumneavoastră le folosiți toate aceste lucruri. Eu nu vreau decât să remarc contribuția noastră și atractivitatea pe care acest manual vă creează și dumneavoastră și mai ales pentru elevi. La abilitățile personale am încercat să interacționăm cât putem pentru a scoate, cu ajutorul dumneavoastră, a profesorilor de la clasă, aceste elemente de substanță din fiecare, în relaționare, în a trăi la oaltă cu celălalt, în respectul față de sine, în respectul față de celălalt, coleg sau din comunitatea din care aparține. Aveți jurnal de călătorie, un cvintet pentru familie, o fișă de observare a comportamentului. Lucrul acesta, iară, cred că îl folosiți oră de oră și la toate disciplinele, pentru că este mai mult decât fundamental ca să aveți bazele observării comportamentului fiecărui suflet al copilului dumneavoastră de la clasă. Aici am încercat noi să vă prezentăm ceva sub forma aceasta. Istoria înseamnă o coborâre în trecut, dar pentru a înțelege și mai bine prezentul în care el trăiește, elevul sau cetățeanul. Mini-cetățeanul, iată, este într-o comunitate, într-o localitate și am făcut aici, nu? Pe baza cunoștințelor dobândite la disciplinele și educație civică, și religie, și geografie, să realizeze un proiect, eu și localitatea mea, cu așezare, cu stemă, cu locuitori, întemeiere, cred că destul de atractiv. Sau să realizeze un afiș, un desen, o pictură, un colaj pentru localitatea din care face parte. Unii poate nici nu cunosc însemnele reprezentative ale acelei localități, așa cum și prevede programa. Sau locurile istorice din comunitate, și aici am făcut cum
cum realizez o investigație, întreb, investighez, redactez, respectul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l dea acestor locuri istorice din fiecare comunitate, trebuie să conștientizeze că acel loc reprezintă un loc de amintire, un loc de memorie colectivă, un loc de memorie socială, un loc de respect pe care comunitatea îl dă celor de dinainte care s-au jertfit, cum sunt monumentele războiului de întregire și sunt cam în toate localitățile, sau celor care au contribuit la binele comun. Aici eu, iată, familia mea, comunitatea locală, comunitatea națională, comunitatea europeană, comunitatea internațională și Terra, cum ne vedem fiecare dintre noi. Ceea ce la abilitățile interpersonale, de la unitățile de măsurare ale timpului și să realizeze ei înșiși o mapă a clasei cu știați că, să realizeze un jurnal cu informații desene, să facă un tur virtual al vechii capitale sau a unor orașe, să realizeze un desen sau o construcție, o machetă pentru monumentele studiate din trecutul epocilor străveche, veche, medievală, modernă, contemporană. Sau, iată, trecutul și prezentul din jurul nostru, cine sunt? E întrebarea, de fapt, fundamentală, de la care pornește și povestea și călătoria lui spre această disciplină, zicem noi, deosebit de atractivă. Este un copil, în același timp elev, un membru al unei familii, fiu, fică, nepot, nepoată, un al comunității. Cum gândesc, cum îmi amintesc, cum înțeleg, cum aplic, cum investighez. Toate aceste lucruri, dumneavoastră, aveți cea mai mare putere de ai transforma visul, de a putea să-l duce spre ceea ce înseamnă un respect deosebit față de toți oamenii, până acolo încât să nu să ne iubim unii pe alții, dar oricum să respectăm, cum zic eu tot timpul, porunca numărul 2. Nu știu în ce măsură pot în continuare, da? Realiza prezentarea. Domn profesor, numai un pic vă întrerup, pentru că avem o întrebare. Vă rog. Violeta Dascălu deja a spus că ea o să răspundă când îi vine rândul, dar acum, pentru că este despre istorie, de exemplu, Claudia ne spune așa. În predarea istoriei am ținut cont și de conținuturile de la geografie. Am predat concomitent. A fost greșit? Nu. A fost cât se poate de bine. O felicit pe doamnă. Da, bun. Foarte bine, păi da, același lucru spun și eu. Deci, o concluzie. Bine, eu știu, s-ar putea puțin, în ghilimele, obraznică, nu? Este un manual de excepție, un manual atractiv, este un manual care vă propune căi inovative, un manual, zic eu, deosebit de pentru ajutorul dumneavoastră în a crea sentimentul că toate activitățile de învățare au în vedere reușita copilului, reușita lui pe toate planurile și consolidarea personalității către cetățenia democratică, către armonizarea personalității lui cu ceilalți colegi. Este un manual care propune, deci, organizarea întregului conținut, având în vedere toate elementele cetățeniei democratice și europene. Deci nu este niciun fel de discriminare, nu este niciun fel de angajare a unor acțiuni într-o direcție care nu corespunde secolului, anului și mileniului în care trăim. Eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări, și eu vă mulțumesc foarte mult. Aici ne întreabă doamna Voina dacă există și un conținut digital. Sigur că există. Așa am spus. Am spus că există. Au fost urcate, dar tot ce înseamnă conținut digital completează, nimic nu repetă, doar completează. De exemplu, mult mai multe imagini pe care am fi dorit să le punem în manuale și n-am avut cum. Alte informații care
completează ceea ce e acolo și chiar dacă uneori punem o steluță că depășim programa, sunt conținuturi pe care le folosim pentru că vorbim de abordare diferențiată. Da? Poate unii sunt preocupați și vor să știe mai mult și atunci le dăm contextul să facă asta în niște spații pe care le evidențiem ca fiind conținut suplimentar, să zicem facultativ, cum vă place să îi spuneți. Dar trebuie să dezvoltăm și dragul acesta de carte și mulțumim, doamna Fodor. Mai am ceva de adăugat, pentru că, iată, întrebarea pică foarte bine și eu n-am spus. Este pregătit în modul cel mai novator și un caiet al elevului la acest manual. O să fie prezentat de editura Litera cât mai repede, după obținerea și aprobărilor. Deci este o muncă completă pentru a fi acest manual așa cum am spus. Mulțumesc! La întrebarea dacă putem să vă prezentăm manualul digital, nu am putea să vă prezentăm decât eu personal nu sunt pregătită, doar o mică parte, cea care a fost la licitație, acum se urcă, se tehnic, știți, eu nu știu, sunt de socio-umane, nu știu să vorbesc despre asta, dar știu că e muncă acolo și de asta nu am adus astăzi, dar nu durează mult în termenul, de fapt, ministerul răspunde de asta când îl face public și nici nu e în regulă să facem noi public ceva ce nu este oficial, înțelegeți? De asta și ele ajung într-un ritm pe care îl stabilește legiuitorul. De aceea vorbim nu despre 18 manuale câștigătoare ale editurii Litera, ci doar de 11. Celelalte 7 sunt în contestații, nu au statut clar și atunci evităm să facem niște afirmații despre ceva ce nu știm. Cineva, de fapt, mai multe întrebări au fost despre materiale. O să adun cumva toate materialele și o să îi rog pe organizator să vi le trimită. Mă bucur că le considerați utile. Și aș vrea, dar din păcate am pierdut numele doamnei, sunt foarte multe mesaje, vă mulțumim. O doamnă ne spune că manualul ar trebui să iubească copilul pentru ca el să-l iubească pe manual și sunt absolut de acord. Manualul trebuie scris cu grijă pentru copil, cu gândul la copil, având în spate, cum să spun, preocuparea permanentă. De exemplu, dacă un adult a citit cerința și n-a înțeles-o din prima, ea nu e bună pentru copil. Și atunci o reformulăm, căutăm alte cuvinte și așa. Dar vă mulțumesc, doamnă, îmi pare rău că v-am pierdut numele, am vrut să-l spun. Dar a fost un comentariu foarte frumos. Și da, sigur, ne vorbește domn profesor de stare de bine, așa este, cred că trebuie să facem ca să aibă copilul disponibilitate să învețe și nu doar copilul, gândiți-vă și la dumneavoastră, ca să aveți disponibilitate să învățați ceva nou, trebuie să fie acolo o stare. Starea de a fi pregătit să primiți. Dacă învățăm pe copii să primească, să fie curioși, să spună întrebări, să se îndoiască, sunt sigură că lucrurile vor fi bune. Și stare de bine nu înseamnă fac ce vreau, fac când vreau, nu fac nimic, nu. Stare de bine vine din sunt în siguranță la școală, uneori pot să greșesc și știu că mi se va explica ce am greșit și așa mai departe. Mulțumim. Mergem de la istorie, cu foarte mare legătură, apropo de tradiții, de ce preluăm, ce dăm mai departe, de povestea vieții noastre și de ceea ce se întâmplă ca fiind istorie și valoare culturală, istorică, de toate celelalte. Și pentru că domn profesor a spus cuvântul cultural, eu l-am prins așa din zbor și o să mergem mai departe la colega mea, Florentina Chifu. Bine ai venit, Florentina! Ai legătura. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și nu pot să nu menționez faptul că muzica sprijină obiectivele istoriei, fiind chiar un catalizator al evenimentelor istorice. Și amintesc aici doar Hora Unirii și Deșteaptă-te Române, două cântece care au însoțit istoria noastră de la epoca modernă și până în prezent.
Dacă istoria pune o temelie, așa cum a spus și domnul profesor, în dezvoltarea copilului, muzica este cea care, pe această temelie, construiește o dezvoltare armonioasă și îl dezvoltă pe copil în multe, multe direcții. Informațiile pe care vi le voi spune se găsesc cuprinse în manualul de muzică de clasa a treia, muzică și mișcare, pe care îl veți vedea imediat. Este un manual prietenos, un manual care vine în sprijinul elevului și în sprijinul cadrului didactic, pentru că muzica este disciplina care pune în valoare fiecare elev al clasei și îl ajută să aibă o viață armonioasă, tocmai pentru că prin muzică găsim pentru fiecare rolul potrivit în cadrul lecției. Fie că face parte din grupul vocal, fie că va cânta la un instrument, fie că acompaniază cu percuție corporală sau face mișcare pe muzică sau realizează experimente, fie că dirijează sau construiește instrumente, sunt tot atâtea ocazii de a-l face pe copil să se simtă împlinit. Dintre toate materialele cu care lucrăm la clasă, poate că muzica este cel mai expresiv dintre toate, pentru că stârnește emoții foarte puternice. Exprimarea emoțiilor este una dintre cele mai importante abilități de care are nevoie copilul în viață. Inteligența emoțională este chiar mai importantă decât inteligența cognitivă și este important ca să o dobândească pe parcursul anilor. Copilul își manifestă inteligența emoțională prin capacitatea de a-și identifica propriile emoții, de a le gestiona, dar și prin receptivitatea față de semnalele transmise de cei din jur. Muzica este prima chemată să ajute copilul să se exprime. Cântând sau ascultând o piesă, copilul trăiește emoții pe care le identifică și pe care le exprimă. Și voi explica acest lucru, așa cum îl găsiți și în manual, doar puțin să îmi stăpânesc tremurul mâinilor. Recunosc că sunt foarte emoționată și aș vrea să vă transmit și dumneavoastră emoția mea, să fiți în aceeași emoție cu mine și să vă fac să iubiți muzica la fel de mult cât o iubesc și eu. Avem un exercițiu simplu, stă la geam o păsărică, este cântecul și odată cu învățarea acestuia, copiii încep să-și exprime vrând nevrând emoțiile. Se pot face exerciții multiple în care să alegem o emoție pentru fiecare strofă a cântecului. Mirare, timiditate, tristețe, așa cum vedeți, și apoi să deseneze în caiet câte un emoticon potrivit fiecarei stări pe care a trăit-o la fiecare strofă. Exprimarea sentimentelor se face în mai multe moduri, deci prin desen, prin text și prin mimă sau pantomimă, ceea ce mi se pare că este cel mai adecvat mod pentru că poate realiza suprapunerea cu muzica. Și vă prezint acest colin la poartă la Ștefan Vodă, ne reîntoarcem la istorie, ca întotdeauna, unde copilul face cunoștință cu personajele care sunt prezentate, două personaje cu totul diferite, Ștefan Vodă și pruncul Iisus, aflate în epoci diferite. Deci copilul descoperă că personajele, fiecare dintre ele trăiește o emoție pe care apoi o ilustrează prin mimă și se poate observa acest lucru pe bord. Putem să prezentăm gradat, adică după ce am exprimat emoțiile cu ajutorul cuvintelor, să începem să ne depărtăm puțin de ele, să abstractizăm și să asociem timbrul unor instrumente
cu emoțiile potrivite. Exemplu clasic, Petrică și lupul de Prokofiev, pasărea, gingășia păsării redată de flaut, lăcomia, viclenia lupului redată de corn, bunicul cu înțelepciunea și bătrânețea lui redat de fagot și așa mai departe. Putem folosi astfel de exemple și astfel de metode nu numai în cazul audițiilor, ci și în cazul unui simplu cântec, cum este Melcul supărat, de exemplu. Ultimele două versuri sunt: dă-te încolo, nu sta în drum, că te iau în coarne acum. Copilul poate fi solicitat să găsească soluții pentru rezolvarea conflictului dintre cărăbuș și melc, să găsească soluții de a liniști furia melcului și pornirea sa violentă. Sigur că aceste soluții pe care le găsesc copiii ar trebui să fie cântate. Este cu atât mai plăcut și mai nostim pentru copii. Li se pare foarte, foarte interesant. Petrică și lupul oferă și un alt tip de exercițiu, acela în care să creeze finalul poveștii. Prokofiev, mare iubitor de copii, în sensul cel mai bun, a lăsat povestea neterminată tocmai pentru ca elevii, copiii, să-și pună imaginația la lucru. Și sigur că toți ne dorim un sfârșit cu happy end, cu fericire, cu bucurie, însă fiecare își creează finalul așa cum dorește, așa cum îi se pare potrivit. Ultima etapă este aceea în care încercăm să renunțăm la cuvinte, deși avem ca bază sau ca model niște cuvinte și ne exprimăm emoțiile fără niciun ajutor, liber, așa cum se poate vedea aici. O altă abilitate pe care se pune mare accent la muzică este lucrul în echipă. Prin natura sa, muzica înseamnă colaborare. Fie că este vorba de cântarea vocală în colectiv sau de acompaniament realizat de instrumente, percuție corporală sau jucării muzicale. Ceea ce se realizează prin colaborare trebuie să emoționeze, acesta este rostul muzicii, așa că fiecare dintre membrii echipei trebuie să fie foarte atent și să dea tot ce poate. Lucrul în echipă este folosit în cadrul orei de muzică în orice moment al lecției. Părțile sau situațiile în care copilul cântă individual sunt mai puține. De regulă se cântă în grup. Și nu mai puțin, dacă îmi dați voie, am să vă exemplific. Exemplific și cu un exercițiu de dicție. De obicei, aceste exerciții se fac individual. Dar o să vedeți că există și această variantă. Uh,
Stați puțin, că nu știu de ce e în curs de încărcare. A, gata. Și lucrat în grup, vorbeam despre lucrul în echipă, este foarte atractiv, poate chiar mai dificil, cu siguranță iubit de copii. Opresc. Ah, mă scuzați că am uitat să-l opresc pe el. Suntem înconjurați de sunete. Sunetul este un material prețios pentru că ne ajută să ne orientăm în lume și să comunicăm între noi. Ce ne-am face fără sunete? Nu zgomote. Pentru observarea fenomenelor fizice care stau la baza emiterii sunetelor, am considerat necesar ca manualul să conțină un set de experimente care îl ajută pe copil să înțeleagă fenomenele mediului înconjurător, cum se produce sunetul și care sunt calitățile acestuia. Am să vă pun imediat un experiment, mai puțin, să pot să umblu la pagini. Experimentul pune în valoare, îl puteți vedea aici, înălțimea sunetelor. Sigur că producând sunetul respectiv, copilul simte, este vorba de un pai pe care îl taie, îl strivește la un capăt și apoi suflă în el, suflând în el cu siguranță că simte vibrația sunetului. În primul rând observă cum se produce sunetul și apoi înălțimea acestuia. Cu cât paiul este mai scurt, cu atât vibrează mai mult și sunetul este mai înalt. Un alt element specific muzicii, care are un rol determinant în dezvoltarea copilului, este mișcarea pe muzică. Mișcarea care izvorăște din ritmul cântecului este adecvată particularităților de vârstă. Copilul la această vârstă nu poate să stea locului și mișcarea dirijată nu face decât să îl ajute și mult mai mult să se și dezvolte.
Putem aplica mișcare pe muzică pe orice melodie, inclusiv pe audițiile muzicale. Prin mișcare pe muzică înțelegem nu doar un pas înainte, un pas înapoi, pe bim facem un pas înainte, pe bom facem un pas înapoi, ci înseamnă percuție corporală, dirijat, pași de dans, mișcări sugerate de textul cântecului, mișcări libere, folosirea instrumentelor sau jucăriilor muzicale. Imediat, mă scuzați că n-am știut să pun filmulețele altfel. Aceste elemente sunt foarte legate între ele. Sigur că vorbim de ritm, vorbim de melodie, vorbim de dicție. Ați văzut că fiecare strofă avea o altă consoană și toate acestea converg spre dezvoltarea armonioasă a copilului. Legat de audiție, am mai vorbit despre ea, vreau spre final să vă prezint o abordare nouă care îl face pe copil să simtă muzica, să-i descifreze tainele, să o înțeleagă și să o prezinte în cel mai plăcut mod prin intermediul muzicogramei. Muzicograma este un fel de desen inspirat de audiția unei lucrări muzicale, o schiță a piesei audiate, care poate reda mersul melodiei, ritmul, intervenția unor instrumente, chiar structura cântecului. Adică atunci când se repetă părți din cântec, copilul este pe fază și repetă. Veți vedea imediat un exemplu și sunt sigură că veți înțelege semnele convenționale, așa zisele semnele convenționale folosite. Observați că semnele convenționale sunt ușor de descifrat. O linie în sus, oblică, urcă melodia, o linie în jos, mersul melodic coboară. Mai sunt și niște rotocoale care ne arată că melodia urcă și apoi coboară. Și copilul își reprezintă grafic melodia.
este un demers pe care îl poate face absolut oricare dintre elevi. Nu trebuie să fie dotat cu calități vocale sau ritmice. Acest lucru îl poate face absolut oricine. Florentina, te rog să mă scuzi că te întrerup, se leagă foarte bine de o întrebare, pentru că doamna Mirela Marinescu ne întreabă dacă copiii din înregistrări sunt un cor profesionist sau sunt elevi și știu chiar și eu să răspund și sper să nu dau un răspuns greșit, că sunt elevii tăi din clasă. Da, așa este, e adevărat. Asta mi se pare o noutate, pentru că am văzut multe manuale de muzică în care exemplele sunt prezentate de către profesioniști. Ori pe mine, sigur că mă interesează un model, un exemplu care să fie perfect, dar vreau să văd cum cântă și alți copii, exact posibilitățile lor. Sigur că ați văzut, au mai fost minusuri, unul s-a mai scărpinat, altul, eu știu ce a mai făcut. Sunt copii, așa sunt și la clasă, așa trebuie să fie și în manual. Mulțumim foarte mult, Florentina. Vreau să mai spun doar câteva vorbe. Numai puțin, pentru că mai avem aici o întrebare de la doamna Valentina Petre, care ne întreabă dacă vine și cu un CD și știu sigur că faci și înregistrări și manualul digital are cântecele, are tot ce-i da, trebuie da. Sigur, sigur să fie folosit la clasă. Așa și spuneam de la început că totul este pus pentru a ajuta învățătorul și elevul la ora de muzică. Și sigur, dacă mai doriți și alte CD-uri sau alte materiale, și acelea se pot găsi. Dar există în manual tot ce este nevoie pentru desfășurarea orei de muzică și mișcare. Bun. Asta ziceam că, după cum puteți vedea, muzicograma este asemănătoare unei hărți. Așa cum pe hartă putem vedea cele mai înalte forme de relief, râuri, orașe și așa mai departe, pe muzicogramă putem vedea cum urcă și coboară melodia, momentele de crescendo, de creștere în intensitate sau de descreștere în intensitate. Putem vedea evenimentele muzicale care schimbă mersul melodiei. În acest sens, muzica preia instrumente de lucru ale geografiei. Și închei, spunându-vă că după o oră de română și matematică, o oră de muzică, iuhu! Nu poate decât să aducă relaxare, energizare, o stare de bine și chiar o mini-terapie. Pentru că, așa cum spunea marele nostru muzician, George Enescu, muzica pornește din suflet și se adresează sufletelor, iar atunci când sufletul este sănătos, și trupul va fi la fel. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Florentina, și sigur că ar trebui ca ora de muzică să fie pe locul bine meritat în orarul copiilor. Și mă bucur că tu ai zis ora de muzică iuhu, adică bucurie, deci să nu o transformăm într-un chin al ritmului, al melodiei, ci pur și simplu să fie o bucurie și o încântare. Și ceva ce aș vrea să spun, chiar dacă o să supăr pe cineva, niciunul dintre noi nu avem dreptul să-i luăm copilului accesul la toate disciplinele pe care trebuie să le primească în învățământul primar. Indiferent la ce suntem noi pricepuți și talentați, de aceea există aceste suporturi. Nu dau mult din casă, dar Florentina are echipă și face și ne întreabă cineva de negative. Aveți tot ce vă trebuie. Și atunci, am tot ce-mi trebuie, mai trebuie să am disponibilitate și să, pentru că vorbim de dezvoltarea armonioasă a copilului, care nu trebuie să fie doar în documente și doar o sintagmă goală, atunci trebuie să îi dăm copilului context pentru tot. Și pentru că ne-a spus Florentina de semne convenționale, agăț aici această sintagmă și dau pasă mai departe colegei noastre Violeta Dascălu, profesor de geografie, și aș vrea să mai răspund înainte să ne vorbească Violeta, că în toate manualele sunt și profesori și învățători. Și am făcut echipă tocmai pentru calitatea conținutului științific, pentru calitatea metodelor și procedeilor, ca să ne asigurăm că ceea ce îi punem acolo copilului este ce trebuie din toate punctele de vedere. Și da, uneori conținutul
culturile sunt mai dificile, dar aici este rolul adultului care îl accesibilizează. Și ne mai spune cineva că pentru istorie și geografie e mult conținut pentru o oră pe săptămână și sunt de acord cu asta, dar cred că dacă este mult, putem să alegem să facem puțin, pentru că așa e specificul clasei mele, dar pot să fac și mult pentru că sunt copii care vor să știe mai mult sau pentru că ai mei performează la un anumit nivel. Cred că într-un manual trebuie să fie material pentru orice nivel și pentru orice copil. Și dacă nivelul este să facă două aplicații sau doar să citească sau să se uite pe hartă sau să afle despre un eveniment istoric, atunci e valoare adăugată și e în regulă. Florentina, te rog. Florentina a terminat. Îi mulțumesc tare mult. Bună ziua tuturor! Scuză-mă, te rog! Eu sunt mare iubitoare de muzică și n-a făcut decât să mă aduc în copilărie, unde am avut un învățător admirabil care ne cânta la vioară și tot timpul fiecare partitură era descifrată, interpretată, ne urca pe scenă. Deci am avut o copilărie absolut fabuloasă din acest punct de vedere, unde toate disciplinele se făceau. Așadar, să ne întoarcem la semne convenționale. Ce frumos sună, da? Pentru prima dată, în clasa a patra, copiii fac cunoștință cu geografia, practic. Și chiar o să mă opresc puțin la acest subiect, pentru că o să doresc să vorbesc mult despre, mai mult decât trebuie, despre cum tot ceea ce ne înconjoară e geografie. Și mă gândeam că de dimineață când ne trezim, aprindem, dăm drumul la radio sau mașina sau la micul dejun și auzim, vrem să știm cum e vremea. Și iată, e geografie. Fie că o vedem la televizor, fie că o auzim la radio. Oarecum ne îmbrăcăm, ce va fi peste zi, luăm și un jerseu în plus și așa mai departe. Mai auzim o informație, se mai întâmpla ceva în lume și așa mai departe. Apoi o să merg eu mai departe să vă arăt că am plecat de la o întâmplare în prezentarea de astăzi care pe mine m-a marcat foarte tare. O să vă rog să mă iertați câteva secunde să dau un... share screen, dar nu știu de ce nu vrea. Se deschidă. Ei, voilà. Voilà că s-a deschis. O să micșorez eu puțin imaginea noastră. Nu vedeți, Violeta. Scuze. Voi nu vedeți? Nu. Deloc? Dar ce să fac eu? Da, te vedem pe tine, cred că altceva vrei doar să pe mine? Dar de ce nu mă vedeți, oare? Ia să încerc așa. Acum e bine? Nu. Se vede? Tot nu se vede? Chiar nu înțeleg de ce, că am făcut și probă mai devreme. Share screen, alegi ce voiai să ne prezinți. Da, sigur că da. Ia să vedem, share. Acum e bine? Asta este acum, da. O să se deschide. Oh, ce mă bucur că în sfârșit. În imaginea aceasta avem ca punct de început capitolul Orizontul apropiat și îndepărtat și aici ne aflăm într-o fotografie în care este vorba despre drumul către școală. Am ales această temă pentru că nu vă ascund că sunt coautor de manual și la clasa a cincea, și am făcut eu un print screen cu cartierul în care se află școala și am rugat pe copii să marcheze pe desen care este drumul lor de acasă până la școală. Surpriza a fost atât de mare că o fetiță mi-a spus că ea nu știe drumul către școală, că ea vine cu mașina și că nu știe pe ce străzi ia. Și mi s-a părut absolut... impardonabil pentru un părinte să nu-și învețe copilul unde locuiește,
copiii de când sunt mici, înainte țin minte, eu îi învățam adresa de acasă, cum îi cheamă și așa mai departe, și sau măcar să le punem pe telefon, nu știu, aplicația cu Google și așa mai departe. Pentru că la ora de geografie ei vor avea acest subiect și e bine să-l cunoască deja sau să fie ajutat să intre în... Poate mă întrebați, bine, dar la țară ce se întâmplă? Păi și la țară e un sat în care sunt niște ulițe în care, sau niște străzi asfaltate sau nu, chiar nu are importanță cum copilul trebuie să știe cum ajunge la școală, pe ce uliță locuiește, ce vecini are și așa mai departe. Este vorba de orientarea în spațiu, este vorba de elementele pe care el le vede și trebuie să și le pună în mintea lui și acum să le aducă cu ajutorul geografiei în viața de zi cu zi. Bineînțeles că de la acest desen plecând puteți să vă jucați cu copiii, dar ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, Vlad ar alege să meargă pe strada alunului și apoi să se întâlnească cu Mara, să vină împreună la școală și așa mai departe. Deci sunt foarte multe exerciții pe care puteți să le aplicați în manual și vă invit să o faceți. Revin la ce spunea mai înainte Gabriela, faceți ceea ce vă este la îndemână, ceea ce este nevoie pentru clasa dumneavoastră, ceea ce este necesar pentru ea, ceea ce este ce vă cere copilul până la urmă, fără a-l aglomera și fără a-l pune cumva în ceață. El trebuie să fie la ora de geografie, să nu uităm că pe lângă faptul că este o disciplină nouă, este și geografia țării. Dar începutul este cu niște elemente legate de spațialitate. Apoi mă opresc puțin în fața dumneavoastră cu o altă temă foarte frumoasă și atât de practică și de necesară. Sunt teme legate de localitate, învață ce-i satul, ce-i orașul copilul și așa mai departe. Învață cum să facă o investigație, ce știe despre localitatea lui, este cumva asemănător, dacă mi-aduc aminte foarte bine cu ce explica și domnul profesor de istorie, domnul Stroie, vis-a-vis de partea istorică, acum vine și geografia, iată, în viața copilului și învață să privească mai complex locul în care el locuiește. Și au foarte multe exerciții de lucrat împreună și asta îmi place foarte mult la caracterul acesta de lucru împreună al manualului pe care îl dă. Să nu uitați că este doar un manual. Apoi ne ajungem la clasă. Iată planul clasei, cum să și-l întocmească. El este un plan gata făcut, dar noi putem să facem un plan al nostru. Dar cum să-l facem? Aici intervine o noutate, scara. Cum să mișorăm realitatea pe hârtie, pe caietul tău, pe foala de hârtie, și sunt pași care îl ajută pe elev cum să-și construiască el planul clasei cu ruleta în mână sau în grupuri de copii, măsoară fiecare grup, o perete al clasei și așa mai departe. Și aici ajung la semnele convenționale pe care și le stabilesc copiii, cum să arate tabla, cum să arate banca, cum să fie catedra, cum să fie fereastra, cum să fie ușa și așa mai departe. Și practic sunt primii pași prin care el, fără să știe, învață ce sunt semnele convenționale. Și iată planul clasei și fiecare copil va aduce probabil o noutate în planul lui, că va folosi sau nu aceleași semne convenționale. Și sau vor compara între ei ceea ce au realizat fiecare copil în parte. Apoi mergem la un lucru foarte interesant și care cred că nu e destul de bine accentuat, și anume planul unei locuințe. Cu siguranță că niciunui părinte nu îi trece prin minte să-i arate copilului planul locuinței. Dar dacă vine copilul și spune, uite la geografie, mama, tata, am învățat despre plan, ia să vedem și noi cum arată. Voi aveți un plan al casei, al apartamentului nostru, și parcă mă duce mintea puțin și văd o scenă cu o familie, mamă, tată, copii, unul sau mai mulți, n-are importanță când, într-un moment în care au toți puțin timp liber, aplecați pe masă asupra planului casei lor, a apartamentului sau ce este el,
și în care sunt explicate fiecare dintre încăperi, câte sunt, care este scara la care s-a lucrat acel plan și așa mai departe. Și îl invităm pe copil să-și realizeze și el un plan al camerei sale. Ce elemente dorește el să pună acolo? Sunt toate. Ce scară? Ce semne convenționale alege el să prezinte în, să pună în desenul respectiv? Și iarăși este un moment în care copiii pot veni la școală cu ceea ce au lucrat, cu ceea ce au ei, poate fi printat, poate fi comparat, poate fi discutat. Bineînțeles, cu mult tact, să nu punem cumva accent pe faptul că un copil are o casă mai cu mai multe camere sau mai puține, că e casă din mediul rural și așa mai departe. N-are importanța asta. Apoi este ceva foarte important, pentru că, de fapt, schița aceasta este, care este a locuinței, este, de fapt, un releveu care este luat la scară după o construcție și nu numai asta, orice construcție are un astfel de releveu. Copilul aude pentru prima dată, probabil, aceste lucruri. Dar să nu uităm că la țară e posibil ca să existe un plan cadastral al întregii proprietăți pe care le are familia. Iarăși e o noutate pe care copilul o aude la ora de geografie. Ce e acela plan cadastral, unde se găsește el, l-are doar mama și tata acasă, l-au în familie și așa află că el se poate găsi și la primărie și că fiecare proprietate trebuie să aibă un plan cadastral și că elemente care țin de viața de zi cu zi, de a fi în concordanță cu realitatea care ne înconjoară. Și trecem mai departe la planul școlii, care și el poate fi realizat cu ruleta, pe grupuri să măsurăm, sau mergem cioc-cioc la doamna director sau la doamna administrator, bună ziua cu clasa, sau trimitem un copilaș, nu știu, reprezentant al clasei, vrem și noi, școala noastră are un plan al școlii. Vrem să-l vedem și noi. Ia să vedem câte încăperi sunt, câte săli de clasă, câte laboratoare, unde este sala de sport, dar cât de mare este curtea noastră. Și așa mai departe. Ne depistăm unde este clasa noastră, situăm în spațiu față de colegii noștri de la altă clasă, față de cabinetul directorului, față de sala de sport, care este zona pe care noi o urmărim ca să ieșim în curtea școlii și așa mai departe. Dar ce-mi place iarăși foarte tare și apreciez mult acest lucru manual, planul de evacuare. Cred că niciun copil nu se uită sau nu știe ce este acolo, că fiecare școală l-are, bineînțeles, la vedere pus la intrarea pe unui coridor, la intrarea în școală, depinde cât de mare este școala sau câte niveluri are. Și iată aici că găsim tot felul de semne, cu siguranță că dacă s-au făcut și exerciții de evacuare în caz de urgență, copiii știu care sunt zonele pe care ei pot să le acceseze ca să iasă în curtea școlii și el, acest plan, copilul îl va găsi, bineînțeles, nu numai la școală, îl va găsi și la mall, îl va găsi și într-o altă instituție și așa mai departe. Este un element pe care copilul îl întâlnește în viața de zi cu zi. Iarăși vă mai duc spre o altă lecție legată de fotografiile aeriene, care sunt și ele foarte interesante și reprezentarea lor este una reală și una este reprezentată cu semne convenționale. Sunt multe aplicații pe care le găsiți la fiecare temă și, de asemenea, v-am vorbit puțin mai înainte de planul cadastral. Aici este un plan al unei săli de spectacol sau poate fi sală de teatru sau orice ar fi și învățăm pe copii că în felul acesta pot să-și rezerve în funcție de dorință și de preferința de a fi mai aproape sau mai departe locul în care el să se așeze la cinematograf sau la teatru. Există și un plan al unui muzeu
Și la muzeu vom întâlni și un plan de evacuare, bineînțeles. Dar să nu uităm că putem să venim la clasă și cu o noutate, putem să venim cu un plan de avion. Și iată, cum facem o rezervare, rezervarea unui loc într-un plan de avion, într-un avion, atunci când am cumpărat un bilet și vrem să călătorim. Cu planul sau despre plan, copilul învață pentru prima dată în clasa a patra. Aceste noțiuni sunt reluate puțin în clasa a cincea. Ele preced cumva un element important al geografiei, care este harta. Planul, de fapt, este tot o hartă. Scara diferă. Și ușor, ușor îl ducem spre altă pas, spre altă etapă, spre altă treaptă, încât să nu fie complicat pentru copii, să nu fie greu de înțeles. Și aici dumneavoastră sunteți cei care sunteți maestri în a aduce informația la nivelul clasei pe care o aveți, la nivelul copilului, care a cărui fețișoară vă spune dacă a înțeles sau nu. Poate că nu îndrăznește să vă întrebe, dar cu siguranță privirea lui sau fața lui vă spune că el cred că n-a înțeles ce-i cu planul ăsta. Sau, deci nu pot să merg mai departe la hartă și așa mai departe. Cam atât am vrut să vă dau, nu vă dau mult, pentru că vreau să fie curiozitate accesarea manualului pentru dumneavoastră. Cu siguranță că o să aveți și manualul digital înainte de a decide pe care dintre ele vă sunt aproape și cât de mult vă plac ce manualul de geografie. Tot ce vă îndemn este să alegeți cu mintea limpede și cu inima deschisă. Mai vreau să adaug acum la încheiere faptul că eu nu sunt singurul autor al acestui manual. Am lucrat alături de doamna Daniela Ioniță, de doamna Virginia Alexe și de MC-ul acestei întâlniri, doamna Gabriela Bărbulescu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Violeta! Acum nu ca să fiu răutăcioasă, dar să știi că și tu l-ai botezat pe domn profesor Soare, așa că poate azi e un... E o zi a numelor. Chiar înainte să ne scrie colegul care are user 1, eu mă gândeam că atunci când au ascultat pe Violeta, unii dintre voi ați făcut așa, v-ați dus către realitatea clasei și v-ați zis, wow, nu o să le zic eu alor mei, releveu, cadastral, mol și așa mai departe. Dar cum știm că abordăm diferențiat și personalizăm și facem lucrurile să se potrivească pe realitatea mea de la clasă, nu cuvintele sunt importante, așa ne spune și doamna sau domnul care e sub user 1, că e un cuvânt nesuferit. Sigur, dar e un cuvânt. Până la urmă, cum învață atâtea cuvinte pe care nu am vrea să le învețe, ar putea să învețe și niște cuvinte utile. Dar dacă măcar știu că există un plan, că nu poți să-ți faci o casă fără să ai un plan de la un arhitect, sau că așa ar trebui să fie, și așa mai departe, pornim de mici cu niște abilități și exersăm ceva ce sigur va folosi. Pentru că Violeta ne-a vorbit despre muzeu, v-am zis eu astăzi, eu prind și dau pasa mai departe, o să o invit mai departe pe Ioana Stoicescu să ne povestească despre arte vizuale. Bună ziua! Mă auziți bine? Foarte bine! Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a fi aici alături de dumneavoastră. Voi împărtăși ecranul meu. Se vede? Se vede ecranul? Da. Ok. Sunt profesor pentru educație non-formală, mai precis profesor de fotografie și de educație pentru mediu. Și îmi revine plăcerea să vă vorbesc puțin despre artele vizuale și abilitățile practice. Am realizat manualele câștigătoare alături de Cristina Rizea și Daniela Stoicescu și încerc să vă conving că l-am realizat din suflet și cu mare iubire pentru elevi. De fiecare dată când noi cerem cuiva să se exprime, că tot vorbeam de nevoia de a se exprima, când cerem cuiva să se exprime prin desen sau să exprime o idee, ne
Ne întâlnim cu aceste răspunsuri, fie din partea adulților, dar și din partea elevilor. Nu mă pricep, n-am talent, am două mâini stângi, nu știu eu să desenez. Din cauza că aceste abilități sunt neexersate, iar noi, prin munca noastră, prin activitățile pe care le propunem, încercăm să demontăm aceste idei preconcepute. Pentru că, practic, atât desenul cât și abilitățile practice se învață, precum scrisul, precum cititul, precum socotitul. Și ca să exersăm aceste abilități, ne-am propus să-i punem pe copii în contexte de învățare din viața reală. Deci, câteva exemple de unități tematice din manualul de clasa a treia, de exemplu, școlile povestesc, eu între ceilalți, jocuri și jucării, harta anotimpurilor, pământul, planeta vie, despre pasiuni, învățăm de la plante, de la animale, ție-ți pasă sau colecționar de timp liber. Acestea sunt exemplele din clasa a treia, din manualul de clasa a treia. Și înainte de a încuraja pe copii să exploreze diferitele tehnici de lucru, diferitele instrumente, ne propunem să învățăm o abilitate de bază, și anume să privească. Cum? De exemplu, ca printr-un caleidoscop. Așa începem noi manualul, îi încurajăm pe copii să-și imagineze că privesc lumea printr-un caleidoscop, pentru că sunt nenumărate moduri de a te uita la un lucru, nu-i așa? Mai precis, când te uiți la natură, ceea ce vezi, ce vezi? Pentru că de multe ori am senzația că ne uităm, dar nu, parcă nu se produc niște scânteii, niște artificii, fie în suflet, fie în minte. Iar noi ne-am propus fix acest lucru, să îi ajutăm pe copii să-și conecteze ochii cu mintea și cu sufletul, de exemplu când privesc natură. Și de altfel, dacă ne dorim ca generațiile următoare să-și dorească să protejeze natura pe care o primesc moștenire de la noi, cum putem să ne așteptăm că o vor proteja dacă, în primul rând, nu învățăm să găsească frumosul din ea, să se uite și să vadă ceea ce e frumos, să vadă fragilitatea, să vadă efectiv minunile din jur. La fel și când privim oamenii, de altfel, pentru că privim către oameni și în loc să privim cu ochi care judecă, încercăm să privim cu ochi care apreciază frumosul, care acceptă diversitatea, care realizează că toți suntem frumoși într-un fel. Și atunci, dacă avem de-a face cu a privi și cu a exprima emoții, evident, nu ai cum să greșești. Nimic din ceea ce vei face la AVAP nu poate fi greșit. Pentru că, de exemplu, îi încurajăm pe copii să facă colaje prin tehnica ruperii, pentru că nu toate colajele sunt frumoase atunci când le decupăm la perfecție cu foarfeca. Este ok să încercăm și să rupem hârtia, vedem ce iese. Sau, de exemplu, să dirijăm culorile, să obținem pete prin dirijarea jetului de aer. Niciodată acea pată nu va ieși identic așa cum ți-ai imaginat tu. Va ieși total neașteptat, va fi spectaculos și este ok să greșești, pentru că de fapt nu greșești, explorezi. Numai așa îți poți exprima emoții, fiind spontan și având curaj să încerci lucruri noi, să fii autonom, să ai încredere în tine. Și mai ne propunem să învățăm pe copii să-și exprime păreri în mod asertiv, pentru că atunci când te uiți la o lucrare, poți să spui, da, e urâtă, e frumoasă, dar nu este suficient. Poți învăța să adaugi informații utile și prietenoase. De exemplu, una dintre metodele de evaluare, de inter-evaluare, pe care eu le-am apreciat, este metoda sandwich, în care începi prin a te uiți la ceea ce a realizat colegul tău, îi spui ceva care ți-a plăcut, practic o bucată de chiflă, apoi ceva care ar merge schimbat, dar eu spun în mod foarte frumos, iar apoi cealaltă bucată de chiflă, încă ceva care ți-a plăcut. Asta este o metodă de a-ți exprima opinie în mod asertiv și totodată uitându-te cu atenție la ceea ce au realizat ceilalți. Dar și te poți uita la ceea ce ai realizat tu. Invităm pe copii să
să reflecteze. Totodată, gândirea creativă, bineînțeles, n-are cum să lipsească de la AVAP. Atunci când te trezești că ai o coală a patru în față și nu știi ce să faci, noi le propunem idei și nu doar idei, dar învățăm unde să caute. Pentru că te poți trezi în viața reală, că ești în stația de autobuz, n-ai nimic la îndemână decât un pliant a patru și te-ai plictisit teribil, trenul a întârziat, ce poți face? Poți face o ramă foto, o testoasă, o steluță și așa mai departe, astfel încât timpul să treacă mai plăcut pentru tine și să-i surprinzi și pe cei din jur. Ceea ce noi am prezentat în manual sunt activități testate la clasă. Asta ne-a plăcut foarte mult, că am putut să exersăm și noi alături de ei diferite activități, cum ar fi pictura cu lumină, jocul memoriei, amprentarea și așa mai departe. Am avut oportunitatea de a lucra cu ei, cu copii. Și, bineînțeles, putem apela la resurse care sunt la îndemână. De exemplu, copiii din mediul rural nu vor avea probleme răspândind acest manual, pentru că propunem nenumărate activități folosind materiale din natură sau diferite ambalaje, deșeuri găsite prin casă, prin gospodărie, deci fără probleme. Pe de altă parte, suntem conștienți că unii copii s-au născut cu tableta în mână, parcă, și simt nevoia de a lucra cu tehnologie, de aceea am propus și activități mai deosebite, cum ar fi pictura cu lumină, care necesită utilizarea unui aparat foto, dar și alte activități de fotografie. Ceea ce vrem să-i convingem pe copii, obiectele create de mâinile lor sunt valoroase. Am venit cu un exemplu de antreprenoriat. Le-am propus o activitate de tip târg. Copiii pot realiza un târg cu lucrurile pe care le-au creat, pentru că până la urmă de ce creăm diverse lucruri? Noi putem să obținem bani de buzunar, putem să le vindem sau putem economisi bani și atunci să oferim cadouri realizate de noi, pentru că până la urmă cadourile realizate de mâna noastră vor fi întotdeauna mai apreciate decât ceva cumpărat. Sunteți de acord, nu? Apoi, la manualul de AVAP, avantajul este că poți reveni oricând, să zicem că l-ai parcurs, poți reveni oricând și descoperi idei noi, oportunități de învățare noi. De exemplu, ai realizat de Crăciun un brad folosind tehnica colajului, însă poți reveni toamna realizând un alt fel de arbore cu altă tehnică sau poate odată l-ai desenat folosind doar culori reci, nu te oprește nimeni să revii asupra acelei lecții și să le desenezi din culori calde. Întotdeauna manualul de AVAP va conține oportunități nelimitate de a învăța și de a descoperi. Și activitățile pe care noi le-am propus sunt diverse, sunt extrem de variate și inevitabil stimulează conexiuni la nivelul ambelor emisfere, pentru că ne imaginăm că artele stimulează doar partea artistică a creierului, dar nu trebuie să fie așa. De exemplu, propunem activități de tip experiment, în care copiii observă cum crește o plantă și pot documenta prin desen etapele pe care le observă, sau, de exemplu, încurajăm să intre pe site-ul NASA și să admire galeria de imagini furnizate de telescopul Hubble și să învețe despre aeronautică și spațiu. Acestea fiind zise, să vă spun din nou că conținutul acesta a fost realizat cu mare dragoste pentru copii și dacă nu v-am convins, aștept să-mi puneți întrebări astfel încât să vă convins. Mulțumim foarte mult, Ioana. Am voie să spun că din echipa noastră de peste 50 de autori
să nu zic cea mai, ca să nu greșesc, dar ești printre cei mai tineri, am voie să spun. Încă nu sunt cea mai tânără dintre autorii manualului. Da, Cristina cred că e campion aici, dar oricum sunt foarte mândră că suntem cu experiențe diverse, atât de viață, cât și de învățare, cât și de aplicare în medii formale, în mediul non-formal. Și iată, îl găsiți aici pe Hubble, îl găsiți și la geografie pe Hubble. Sunt lucruri care se interconectează și nici nu avem cum să nu fie, cum să fie altfel, pentru că oricât de mult vorbim despre cooperare, nu putem să o transmitem dacă nu îl punem pe copil în a lucra împreună cu ceilalți. Nu ai cum să înveți cooperarea doar din teorie și ca abilitate de viață știm că este foarte importantă. Ioana a spus mult despre natură și mi-a plăcut foarte mult cum a zis cum să învățăm să apreciem natura dacă noi apreciem frumosul și noi apreciem vulnerabilitatea, sensibilitatea. Mai mult despre natură și mai mult despre științe o să o invit acum să vă povestească pe Olguța Șchiopu. Bună ziua tuturor! Într-adevăr, o felicit pe Ioana pentru contribuția adusă la realizarea acestui manual de arte vizuale și abilități practice și așa este. Natura este în tot ce ne înconjoară. Dacă e să mă gândesc bine, e muzică, pentru că e cântecul păsărilor. Totodată aș putea spune că e pictură, și să nu uităm bucuria ce ne aduce apariția unui curcubeu, care, bineînțeles, e strâns legată de științe ale naturii. Am bucuria să fiu astăzi alături de dumneavoastră, stimați colegi, să vă prezint manualul de științe ale naturii pentru clasa a treia, manual ce l-am realizat împreună cu colegele mele, cu profesor Mihaela Garabet și Paula Copăcer. Am să prezint un scurt material și în prezentarea mea, bineînțeles, că am să aduc în atenția dumneavoastră contribuția disciplinei științe ale naturii și la formarea abilităților de viață, dar nu numai la formarea acestor abilități de viață, ci și la formarea acelor competențe specifice și mai mult decât atât, la formarea competențelor cheie la școlarul mic. Știm cu toții că avem o programă școlară de parcurs, știm cu toții că programa școlară este obligatorie, dar cu toate acestea, eu, împreună cu colegele mele, ne-am străduit și se pare că ne-a reușit să realizăm un manual, noi am spus, pentru elevi. Că, într-adevăr, am văzut câteva intervenții pe chat și toată lumea își dorește manuale mai bune. Și noi am gândit la fel și vrem ca aceste manuale, cel puțin acest manual de științe ale naturii, să fie un manual mai bun, să fie un manual pentru elev, pentru că știm că manualul este instrumentul de lucru al elevului. Și, într-adevăr, fiecare cadru didactic se poate adapta, își poate construi strategia didactică folosind, știu eu, cunoștințele elevilor anterioare, folosind conținuturile din manual sau poate veni cu adaptarea acestora la nivelul, să spunem, clasei respective pe care o conduce sau poate veni cu informații, mai ales că avem acum așa multe surse de informații, poate veni cu informații suplimentare pentru formațiunea de studiu pe care o conduce. Așa, după cum vă spuneam, manualul de științe este structurat pe unități tematice. După cum observați, avem aici 6 unități tematice: omul și mediul de viață, corpurile și proprietățile lor,
tipuri de transformări ale materiei, interacțiuni între corpuri, forțe de formare, mișcare și de pauză, caracteristici ale lumii vii. Am organizat conținuturile aparținând celor trei domenii, științe ale vieții, științele pământului și științele fizicii și să știți că pe parcursul manualului toate exemplele de activități de învățare, toate sarcinile didactice permit, practic, relații intra, inter și transdisciplinare cu celelalte discipline din planul cadru pentru învățământul primar. Ne-am străduit să realizăm o prezentare într-o formă foarte atractivă, spunem noi, pentru elevi și ne-am dorit să avem pe primele pagini și avem pe primele pagini ale manualului explicații clare care să vină în sprijinul elevului și elevul să poată să utilizeze cu ușurință acest manual de științe ale naturii și, așa după cum v-am spus, toate aceste exemple de activități de învățare ce o să le găsiți în acest manual vor conduce clar la finalul învățământului primar al claselor de învățământ primar vor conduce nu doar la formarea competențelor cheie, ci și la formarea competenței matematice și competenței de bază în științe și tehnologii, care este competența cheie vizată de predarea acestei discipline în învățământul primar. Foarte important este că ne-am gândit și avem la fiecare unitate de învățare avem o pagină de proiect, un proiect tematic. Observați prezentate, avem etapele proiectului, precum și cerințele de realizare ale proiectului unității. Apoi, nu ne lipsește acea pagină de recapitulare la fiecare unitate de învățare în parte și, bineînțeles, avem pagina de evaluare, unde dăm posibilitatea elevului să realizeze acea autoevaluare pe baza descriptorilor de performanță elaborați de noi, de autoarele manualului și, bineînțeles, un feedback pentru fiecare elev în parte să bifeze ceea ce a învățat în fiecare unitate de învățare. Trebuie să punem în practică întotdeauna ceea ce știe elevul. Deci să ne folosim de acele cunoștințe anterior dobândite, de cunoștințele ce le-a dobândit de celelalte discipline și de aceea avem foarte multe aplicații care cer elevilor să rezolve acea cerință de învățare folosind practic cunoștințele dobândite anterior sau cunoștințele din imediata, să spunem așa, a activității lui, pentru că știința ale naturii înseamnă viață, înseamnă tot ceea ce ne înconjoară și de foarte multe ori nu ținem cont și nu folosim acele activități petrecute în imediata apropiere a elevului, iar elevul practic se simte nevalorificat. Ceea ce am vrut să facem noi în acest manual, să punem în practică aceste competențe deja dobândite de școlarul nostru și mai mult decât atât am spus să valorificăm experiențele din viața de zi cu zi a școlarului. Avem create contexte de învățare pentru introducerea noțiunilor noi și veți regăsi în manualul nostru acea rubrică să ne amintim pe parcursul tuturor unităților de învățare și am pus mult accentul pe abordarea, aș putea să spun, integrată a conținuturilor și observați aici că avem câteva exemple din manual, exemple în care elevii noștri, practic, realizează lucrări, aș putea să spun eu, aici avem o activitate de confecționare a moriștii, bineînțeles, o vom folosi la un experiment din cadrul unității următoare de învățare, dar e foarte important că acest obiect, această morișcă, elevul va reuși să o realizeze
cu propriile lui mâini, da, cu cunoștințele, cu abilitățile dobândite la arte vizuale și abilități practice. Apoi e foarte important, avem în manual această rubrică analizează, este foarte important elevul să comunice cu ceilalți colegi, de aceea avem activități în echipă, avem activități în perechi și ce este mult mai important este să accepte în dialogul creat, să accepte și părerea celuilalt, pentru că știm noi că la cei mici de obicei, în momentul în care încercăm o dezbatere, încercăm un punct de vedere, fiecare elev este cumva sigur pe el că punctul lui de vedere este cel mai bun și de aceea poate de multe ori nu putem sau nu avem șansa să realizăm în finalul activității acestea de comunicare acel, să spunem așa, feedback pozitiv referitor la acceptarea ideilor partenerului de discuție. Foarte important este că avem în acest manual aplicații ce presupun organizarea activității de învățare individuale, în perechi și în grupuri mici și ceea ce este din nou foarte important este că noi am proiectat și avem în cadrul manualului activități cu graduri diferite de dificultate, venind astfel în sprijinul tuturor elevilor, pentru că, așa cum spuneau și colegii mei, nu avem în clasă doar elevi, să spunem, foarte buni sau elevi foarte slabi și de aceea trebuie să adaptăm conținuturile și nu numai conținuturile, ci și strategiile prin folosirea acestei individualizări și diferențieri a învățării. Important este ca elevii aceștia, practic, tema noastră este dezvoltarea abilităților de viață, iar elevii ne dorim să-și dezvolte aceste abilități și prin acceptarea diferențelor de opinie. Și observați că avem aici, de exemplu, într-un exemplu dat, aplică ce se întâmplă dacă într-o zonă plouă foarte mult într-o perioadă scurtă, povestește colegilor o astfel de situație întâlnită de tine și e foarte important să avem răbdarea necesară, să-i ascultăm, să le ascultăm diferențele de opinie, bineînțeles, oferindu-le șansa unui dialog real. Observăm că avem câteva exemple, doar câteva din activitățile proiectate pe lucru în echipă, pe lucru individual și avem pe parcursul manualului aceste fișe de portofoliu și, bineînțeles, lucru în echipă. E foarte important la disciplina științe ale naturii, dar nu numai, ca toate aceste activități, mai ales în perechi și în echipă, în grupuri mici, să conducă la acea responsabilitate civică și să nu uităm că aici vorbim de protejarea mediului înconjurător, vorbim aici de ecologizarea mediului înconjurător și nu numai atât, să nu uităm câte situații avem atunci când propunem o activitate în echipă, în grupuri mici, atunci când mulți dintre elevii noștri nu acceptă unele roluri ce le au în activitatea în grup, iar noi, prin aceste activități pe parcursul manualului, vom reuși să formăm la elevi acea responsabilitate civică și, bineînțeles, la dezvoltarea acestor abilități de viață. Avem aici încă două exemple, la fel, care prin rezolvarea lor ar conduce la activități care să ilustreze implicarea elevilor. Pe parcursul întregului manual
ne dorim practic lucrul acesta. Experimentul este prezent aproape la fiecare activitate în parte. E foarte important aici și am precizat că aceste experimente trebuie să se desfășoare sub îndrumarea cadrului didactic. Veți găsi experimente care știți că sunt îndrăgite de elevi. De obicei, activitățile acestea investigative sunt activități specifice disciplinei științe ale naturii și, bineînțeles, să nu uităm că toate acestea facilitează, practic, descoperirea mediului de viață din imediata apropiere a elevului, toate transformările ce se petrec, interacțiunile dintre corpul și, bineînțeles, că participarea la desfășurarea în sine a acestor experimente va conduce la formarea unor atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți. Important, așa, după cum am spus, sunt și activitățile de proiect. Avem propuse mai multe activități de proiecte tematice, activități care sunt bine structurate. Observați că avem o etapizare a desfășurării proiectelor tematice, bineînțeles cu cerințe clare, cu partea aceasta de verificare și prezentare a activității desfășurate. Deci toate acestea vor conduce pas cu pas la implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor propuse și, bineînțeles, la dezvoltarea acelor abilități de viață. Avem, pe lângă toate tipurile acestea de sarcini didactice, veți găsi și prezentate metode activ-participative. Am aici doar un singur exemplu cu metoda cubului. Știm că sunt metode mâncătoare de timp, dar îndrăgite de elevi și, bineînțeles, că activitățile sunt interesante. Științele ale naturii e o disciplină care are, după cum știm, doar o oră în planul cadru, dar o disciplină iubită de elevii noștri, toți ceea ce ne înconjoară, știm noi că e viață, practic. Elevii iubesc disciplina științe ale naturii și eu am simțit lucrul acesta în activitatea la clasă. Zic că manualul vine în sprijinul elevului, mai mult decât atât. Avem și un caiet în lucru care va completa, să spunem așa, pe activitățile de învățare, manualul de științe ale naturii. Mulțumim foarte mult, Olguța, și iată, indiferent despre ce disciplină vorbim, vorbim de abordare cu grijă la dezvoltare, gândire critică. Să învățăm să pună întrebări, să învățăm să se îndoiască, să învățăm să caute și să selecteze informații. Vorbim despre empatie, vorbim despre colaborare, vorbim despre toate abilitățile despre care v-am povestit și facem asta. Cu siguranță v-ați regăsit în exemplele pe care le-au dat colegii mei și faceți poate și mai mult decât atât. Important este să avem permanent, ca prioritate, că avem ca misiune dezvoltarea armonioasă a copilului. Și pentru în clasa a treia apare educație civică. Ea s-a vrut, poate, nu știu, nu am întrebat legiuitorul, o continuare a dezvoltării personale și poate fi abordat așa. La educație civică nici măcar nu este despre predare, e despre a fi. E despre a fi tu model care transmiți. Nu poți să fii credibil dacă nu ai fost acolo. Nu poți să-i spui, măi copilule, tu poți să ajungi în vârf dacă nu știi ce efort se depune ca să urci în vârf, dacă nu știi câtă apă trebuie să-ți iei la tine și multe alte condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Eu doar atât vreau să vă spun despre civică. Vreau doar să vă spun cum privește, care e filozofia manualului
și că încearcă să-l ducă pe copil prin patru procese și primul este experiență. Întotdeauna îl punem pe copil să facă ceva, să intre într-un joc cu copii, cu colegii lui, să se gândească la el sau pur și simplu să citească un text. Și am ales un text tocmai pentru că civica nu este limba română, nu e analiză pe text. Un text la civică este pretext pentru ce urmează. Și este un context în care totdeauna îl ducem, îl legăm de viața reală a copilului. Apoi, după experiență, pasul 2 este reflecție, nu-i spunem așa copilului de clasa 3, dar este întoarcere către tine, este cum se vede de la tine, este care este părerea ta. I-am spus în manualul de civică, spune-ți părerea, pentru că reflectează, am zis că e prea mult. Și ne ducem chiar și la subiecte care ar putea fi dificile și suntem adulți și suntem acolo și conținem supărările copiilor, frustrările copiilor. Dar ca să facem asta, trebuie în primul rând să le știm pe ale noastre. Și ducem discuția întotdeauna către copil. La tine cum e? Tu ai simțit asta? Ai trecut prin asta? Ai trăit asta? Urmează pasul 3 în care setăm cadrul, adică venim cu partea de teorie care trebuie să fie extrem de filtrată, care trebuie să fie doar pentru a ne asigura că nu pleacă de acolo copilul cu niște informații greșite și avem un află de aceste dimensiuni și acesta este află pentru o lecție și uneori poate chiar și ăsta este prea mult sau alteori poate nici nu mai e nevoie să apelați la el. Și apoi 4, care înseamnă înțelegere, care înseamnă aplică și care înseamnă după aceea, sigur, evaluare, abordare pe același sistem. Despre orice disciplină am vorbit, în oricare direcție, este despre comunicare, este despre a lucra împreună, este despre a fi atent în jurul meu, este despre școala nu e pregătire pentru viață, școala este viață. Copilul trăiește în fiecare zi pe care o petrece cu noi la școală, este parte din viața lui, 4 zile din viața lui. Dacă înmulțiți câte ore din viața lui le trăiește la școală, o să vedeți că e foarte mult. Viața lui nu începe la 19 ani când se termină școala, ci acum. Și eu sunt cel care îl conving și îl învăț să comunice pentru că îi dau modelul meu de comunicare, îl învăț să lucreze cu ceilalți pentru că mă vede pe mine cum fac și mă vede pe mine cum stimulez colaborarea și cum văd fiecare copil și cum apreciez fiecare copil și cum nu mă bucur doar când au 100 de puncte la concurs, ci mă bucur de fiecare bucățică de progres. Asta înseamnă, după părerea noastră, a fi conștient de abilitățile pe care le dezvoltăm. Și toate așezate pe conținutul pe care sigur trebuie să-l predăm. Dar toate lucrurile, ați văzut, indiferent ce conținut a fost abordat și ce strategii de aplicare au fost, acolo s-au găsit niște cuvinte. Și s-a găsit în pas. Sunt aici pentru că îmi pasă. Vă mulțumim că ați fost cu noi și că ați rămas până la final. O să încheiem cu un film de 1 minut. Vă urăm o vacanță frumoasă și vă rugăm să alegeți informat. Informați-vă și alegeți ce este potrivit pentru stilul vostru didactic și pentru elevii voștri. Și după ce alegeți, vacanță frumoasă. Filmul o să intre imediat. Este sunetul.
Mulțumim tuturor pentru prezență încă o dată. Urări de spor și vacanță plăcută. Vacanță cu bucurie, cu relaxare, să vă întoarceți sănătoși la toamnă. Numai bine, timp frumos, împreună cu cei dragi. Vacanță plăcută tuturor, stimați colegi, să aveți o perioadă în care să vă odihniți și, așa cum spunea și Gabi, să analizați toate aceste manuale, le veți analiza cu siguranță pe toate cele aprobate de la toate editurile și să alegeți ce considerați dumneavoastră că e mai potrivit pentru colectivul de elevi pe care îl conduceți. Vacanță frumoasă, cu sănătate, cu multe bucurii și multă muzică!